Sunt foarte multe lucruri. Foarte bine că ai adus cuvânt, vorba despre apologetică și într-adevăr e vorba de apologetică. În primele trei secole creștine avem de-a face cu o formare a limbajului creștin. Cuvintele în care a fost mărturisită credința la primul sinod ecumenic nu aveau sensurile cu care au fost ele încărcate atunci. Este un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel care zice că Hristos s-a întrupat la plinirea vremii, cred că o știți cu toți. Una dintre coordonatele acestei pliniri, desăvârșiri a vremii, una dintre coordonate, este aceea a limbajului. A fost nevoie de efortul mai întâi de revelația dată poporului ales, revelație despre care există date că a fost cunoscută în Grecia antică, pe filieră egipteană, și s-a ajuns prin cultura greacă și apoi elenistă la un limbaj destul de subțire ca să poată să se apropie cât de cât de exprimarea adevărurilor teologice, adevărurilor revelate. Bineînțeles că acest limb, de aceea și, luați aminte, trei dintre evanghelii au fost scrise doar în limba greacă, doar cea lui Matei a fost scrisă și în aramaică, dar și în greacă. Limba greacă era singura capabilă atunci să exprime ce avea de spus pentru lume Hristos. Și după aceea, prin efortul sfinților, că e Sfântul Iustin Martirul și filosoful, sau că sunt sfinții capadocieni după aceea, care au cel mai mare aport în această problemă, limbajul a ajuns să cuprindă ceva, sau să deschidă mai exact, să deschidă o cale către adevăr, către lumină. Deci limbajul n-a mai fost opac. Au existat cuvinte fereastră, datorită unui efort de milenii al lumii, cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa încât, dincolo de această generalizare care este corectă, indubitabil, că fiecare dictatură, cum ai spus, Matale, își folosește un limbaj prin care vrea să exprime o anumită ideologie și să o impună, eu v-aș face un paralelism. Lupta noastră e cu diavolul, indiscutabil, Sfântul Apostol Pavel ne spune și eu asta cred, dincolo de bănci, de anumite echipe de oameni care lucrează după voia diavolului, diavolul este la cârmă și diavolul, în dorința lui de a mima sau de a schimonosi, mai exact, lucrurile lui Dumnezeu, s-a gândit el că dacă pentru a ajunge la un limbaj a fost nevoie de cultura greacă și de o modificare, deci, a vocabularului, și pentru venirea Fiului lui, e nevoie să modificăm vocabularul. Deci acum nu mai vorbim doar despre o modificare locală. Nu? Să zicem, în România s-a modificat vocabularul de către Ana Pauker. Știu eu unde, în Rusia, de către Lenin. Aici vorbim despre o modificare globală a limbajului pentru a putea exprima. Deci aici am scris că am fost mai clar când am fost mai subțint. Adică întruparea a avut înainte elenismul în care s-a format un vocabular capabil de înțelesuri teologice. Venirea lui Antichrist are nevoie de o modificare a limbajului pentru a face minciuna să pară adevăr. Am fost mai simplu. Mai clar. Deci tot ceea ce face... Asta e o soluție. Nu m-am gândit până acum, vă spun sincer. Deși suntem slujitori ai cuvântului, cum se spune, nu m-am gândit că faptul că lupta noastră pentru rămânerea în adevăr începe de la această atenție asupra cuvintelor pe care le folosim zi de zi. Pentru că știți, tot timpul, parcă există și mine o teamă. Zic, dacă spun prunc ucidere, o să spună lumea că sunt șovin din ăsta și că vreau să lovesc în cineva.
De fapt, mărturisesc un adevăr. Mărturisesc o realitate, să nu zicem, nu e un adevăr. Da. E o realitate. Și atunci, ce să vă spun? Vă mai mulțumesc o dată și nădăjduiesc să înțelegem toți, că asta se propagă prin toate mijloacele. E foarte ușor. Toată lumea vorbește engleză pe Facebook. S-a terminat. Da. Mai am multe lucruri de la care aș vrea, dar vreau să dau cuvântul acum, dar pentru asta mă ardea limba, mă iertați.